ne-au adus la Sinai dimineața. Și de la Sinai ne-au dus pe un alt munte, pe Golgota. Și acolo am văzut împlinindu-se într-un fel toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a plănuit în înțelepciunea Lui. Suntem în capitolele 20 la 24 din Exod și acolo avem cadrul legal al relației cu Dumnezeu dintre Iahve și poporul său. Deci cadrul legal dintre Iahve și poporul său. Și dacă vă aduceți aminte de carte, Exod are trei ingrediente și noi ne-am mutat în al doilea segment al cărții, în spațiul legii sau în spațiul legământului. Dar mai întâi Dumnezeu, înainte să le ceară ceva, le-a oferit totul. Le-a oferit prin jertfa mielului pascal izbăvire din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu din capitolul 12. Și când au ajuns la Sinai, îi pregătește pentru a intra într-o relație personală cu ei, într-un legământ, într-o căsătorie. Și dacă eu aș fi fost între ei, un pic surprins aș fi întrebat: Doamne, dacă tot ne-ai răscumpărat prin har, prin credință, de ce ne mai dai legea? Și când Dumnezeu începe să vorbească, primim răspuns la întrebarea asta. Pentru că în relația cu Dumnezeu, dragii mei, doar ascultarea face posibilă o astfel de relație. Dar ca să poți asculta, trebuie să ai o cerere din partea suzeranului, nu-i așa? Și legea este voia suzeranului, este cererea suzeranului. Relația cu Dumnezeu este posibilă doar în spațiul ascultării de El. Dați-mi voie să facem cunoștință cu segmentul de text în care ne aflăm. Nu o să putem să-l parcurgem în detaliu, dar aș vrea să vedeți despre ce este vorba. În primul rând, este o pregătire pentru logodnă sau nuntă, sau spuneți-i dumneavoastră cum vreți, da? Pregătire pentru legământ. Apoi Dumnezeu în capitolul 20, ați auzit textul de legea sau cele 10 porunci și pe urmă le detaliază până la sfârșitul capitolului 23, dar le anunță și sărbătorile. Anunță de pildă anul sabatic sau jubileul și sărbătorile sunt dovada încrederii noastre în Dumnezeu. Ne oprim din lucrul nostru pentru că ne nădăjduim că ce-am adunat în ziua șasea ajunge și pentru ziua șaptea. Și în felul acesta Dumnezeu și-a învățat poporul să depindă de El. Apoi le vorbește despre binecuvântări care sunt dovada ascultării și la sfârșitul capitolului 24 se celebrează acest legământ. Bătrânii lui Israel mănâncă în prezența Domnului. Este ospățul nunții, dacă vreți. Astăzi aș alege trei astfel de evenimente din capitolele noastre. În primul rând aș vrea să vorbesc despre pregătirea pentru legământ, apoi despre darea legii și la urmă aș atinge și ceremonialul sau ospățul legământului pe care Dumnezeu îl celebrează cu copiii săi. Dar aș vrea să insist în mod special pe partea a doua a închinării noastre, nu pe Sinai, ci pe Golgota, cu alte cuvinte, pe ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, pe relevanța acestui text din Vechiul Testament pentru noi astăzi. Dați-mi voie să încep cu pregătirea legământului. Aveți o imagine superbă. Cu siguranță vă duce direct la textul la care vă gândiți și mă gândesc și eu, versetul 4 din capitolul 19. Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vultur și v-am adus aici la mine. Și acum ascultați condițiile împăratului. Acum dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Observați, dacă, atunci. Cu alte cuvinte, este un legământ condiționat. Și sunt două lucruri menționate în textul nostru. În primul rând, veți fi ai mei dintre toate popoarele. În al doilea rând, îmi veți fi o împărăție de preoți. Priviți imaginea din fața voastră. Dumnezeu care s-a dovedit mai pe sus de toți Dumnezeii, i-a eliminat pe toți în turnirul din Egipt în cele 10 luni de zile, inclusiv pe faraon cintiului născut.
I-a dus la el, la muntele Sinai, și le spune, veți fi ai mei. Și aici e vorba de o relație cu acest Dumnezeu. Dar observați, Dumnezeul care vorbește este unic, personal și nevăzut. Și când el spune, veți fi ai mei, ați auzit deja să n-aveți alți Dumnezei afară de mine. Cu alte cuvinte, fiind un Dumnezeu unic, am pretenția la o ascultare totală, la o relație unică cu mine. Dar în același timp este un Dumnezeu personal. Cu alte cuvinte, veți fi ai mei. Eu vă vorbesc, voi îmi puteți vorbi, putem negocia între noi lucrurile, vom vedea mai târziu frământările lui Moise când Dumnezeu se mânie pe popor, cum intervine între Dumnezeu și popor. Cu alte cuvinte, într-o relație personală dai și primești. Într-o relație personală există calea în două direcții. Dar nu-i suficient să fiu al Domnului. Eu sunt al lui de dragul slujbei la care mă cheamă. Îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Observați, un Dumnezeu nevăzut trebuie învederat în mijlocul altora, în mijlocul familiei tale, în mijlocul celor de pe strada ta, colegilor tăi. Cum îl învederesc pe un Dumnezeu nevăzut? Ascultând de el. Doar prin ascultare, dragii mei, Dumnezeu se învederează, se arată. Dumnezeu este să nu minți, să nu furi, să nu curvești, să nu depui mărturie mincinoasă. Și în felul acesta, caracterul lui Dumnezeu se arată prin viața mea, prin felul în care trăiesc. Nu uitați cele două aspecte ale legământului de la Sinai. Veți fi ai mei, relația cu Dumnezeu, și veți fi o împărăție de preoți. Acum, cele două aspecte reclamă două lucruri de la noi, credincioșie și mărturie. Poate că primul l-am acceptat pentru că îl putem privatiza, îl putem trăi în viața de zi cu zi, nu trebuie să știe nimeni nimic despre relația mea cu Dumnezeu. Dar dacă mă uit atent la condițiile legământului, dacă n-am și cealaltă dimensiune, ascultați cuvintele Domnului Iisus, orice mlădiță care este în mine și ne aduce rod, el o taie și aruncă în foc. Da? O taie și aruncă în foc. Cu alte cuvinte, relația mea cu Dumnezeu există cu un scop, cu scopul preoției. Dar, așa cum ați auzit cântările, de la Sinai și până pe Golgota, așa am să încerc să fac și astăzi, să mă mișc între cei doi poli. Dragii mei, aceleași principii sunt adevărate și în noul legământ. Cu alte cuvinte, nu s-a schimbat absolut nimic în esența lucrurilor. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 9, voi însă sunteți o seminție aleasă, o împărăție, o preoție împărătească, un neam sfânt pe care Dumnezeu l-a câștigat ca să fie al lui, observați, relația cu el, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Exact aceleași lucruri. Pe de o parte, ca să fim ai lui, cu alte cuvinte, relația cu Dumnezeu și pe urmă ca să-L mărturisim pe El, ca să vestim lucrările minunate a celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Aduceți-vă aminte de cântarea din Exod 15, când ei au început să cânte lucrările minunate a lui Dumnezeu, doar că au uitat să păstreze cele două lucruri la oaltă. Suntem ai Domnului ca să preoțim pentru El, să-L învederăm pe El, acolo unde El ne-a așezat. În 1 Petru, capitolul 2, dacă aș citi câteva versete, vom înțelege ce înseamnă a fi al Domnului. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, orice pismă, clevetire și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnice și curat, ca prin el să creșteți spre mântuire. Suntem ai Lui ca să devenim ai Lui, dragii mei. Suntem ai Lui ca într-o bună zi să petrecem veșnicia cu El. Dar pentru asta noi trebuie să creștem spre mântuire. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar sfântă, aleasă de Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești lui Dumnezeu, plăcute lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos. Observați, Petru însuși aproape că ia terminologia vechi testamentară și o mută în dreptul bisericilor din Noul Testament. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este același, principiile rămân adevărate și pentru noi. În ambele legăminte, frații mei, ascultarea este cheia relației și a preoției.
În ambele legăminte, ascultarea este cheia relației și a preoției. Și tocmai de aceea Dumnezeu le dă legea. Pentru că fără lege nu există ascultare, nu? Nu există ascultare. Ca să asculți trebuie să ai o poruncă. Și în felul acesta, stând față în față cu porunca lui Dumnezeu, îți dovedește relația cu El și îl învederesc pe cel nevăzut. Și cu asta ne mișcăm în capitolul 20 la Decalog, care este Constituția lui Israel. Eu n-am să citesc textul, dar vă aduc aminte cele 10 porunci. Asta înseamnă Decalogul, cele 10 porunci. Să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit. Să nu iei în deșert numele Domnului. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Să nu ucizi, nici cu vorba, nici cu gândul, a spus Domnul Iisus. Să nu furi, să nu curvești, să nu faci nicio mărturisire strâmbă, mincinoasă și să nu poftești. Să nu poftești. Cele 10 porunci. Care este relevanța acestei părți din Scriptură pentru noi astăzi, credincioșii? Sau să pun în alți termeni. Care e relația credinciosului cu Decalogul sau cu cele 10 porunci? Dragii mei, când mă uit în jur, văd o confuzie din ce în ce mai mare în jurul meu. Și oamenii întind mâna după diverse lucruri ca să încerce să placă lui Dumnezeu. Dorință care este lăudabilă într-un fel, dar place lui Dumnezeu doar în perimetrul ascultării de El. Și pentru asta trebuie să-ți circumscrii perimetrul așa cum ți l-a circumscris El. Ascultați-l pe Pavel, după ce dovedește toată lumea vinovată înaintea lui Dumnezeu în Roman, primele 3 capitole, în versetul 20. Nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii, pentru că legea nu face altceva decât să scoate la iveală păcatul, dar nu-ți poate oferi soluție pentru păcatul tău. Deci nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Dar versetul 21 vine cu vestea bună. Dar acum s-a arătat o neprihănire sau o dreptate pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și versetul 28 continuă. Noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Dar apoi în versetul 31, și l-aveți pe ecran, Pavel se grăbește să pună o întrebare în jurul căreia am vrea să ne oprim în dimineața aceasta. Deci, prin credință desfințăm noi legea? Ferească Dumnezeu, spune el, nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea. Deci, prin credință desfințăm noi legea? Ferească Dumnezeu, dimpotrivă, noi întărim legea. Cum întărim legea sau cum este întărită legea în ce-L privește pe Dumnezeu, pentru că El a dat-o, și în ce ne privește pe noi, că nouă ne-a dat-o, da? Cum este întărită legea în ce-L privește pe Dumnezeu și în ce ne privește pe noi? Dați-mi voie să mă opresc înaintea lui Dumnezeu mai întâi. Fără lege, deci El ne dă o neprihănire, o dreptate, fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, fără lege la Dumnezeu nu înseamnă prin suspendarea legii. Cu alte cuvinte, El a zis să nu furi, da? De azi înainte poți fura. Asta înseamnă să suspenzi legea, da? Să nu mai fie valabilă legea. Deci fără lege nu este prin suspendarea legii, ci prin împlinirea legii. Prin împlinirea legii. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Dați-mi voie să iau cele două mărturii, să le aduc înaintea noastră. În ultimă instanță, nu noi hotărâm cum stau lucrurile, ci Dumnezeu le hotărăște. Priviți încă o dată cartea Exod cu cele 3 părți ale ei. Și așezați peste cartea Exod, capitolul 12. Dragii mei, acolo în capitolul 12 este împlinită legea. Și acolo este mărturia legii. Pentru că acolo mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Sângele este pus pe ușorii ușii și îngerul Domnului trece pe lângă, socotind legea împlinită în casa respectivă. Plata păcatului este moartea, a spus Dumnezeu. Dar pentru că îngerul Domnului a trecut pe lângă copiii lui Israel, înseamnă că cineva a plătit plata păcatului, legea a fost împlinită. Și legea împlinită este tocmai capitolul 12, noaptea ieșirii din Egipt.
Dați-mi voie să mă mut în dreptul mărturiei prorocilor. Toate prorociile conțin trei elemente: nelegiuire, pedeapsă și totuși mântuire. Prorocul vine pe scenă atunci când s-a călcat legea și s-a călcat templul lui Dumnezeu. Este ultima măsură de har. Și el vine să dovedească vinovăția și să anunțe pedeapsa. Dar în mod ciudat, aproape în toate cărțile profetice, afară de una, toate se termină pe lumină, pe mântuire. Întrebarea este, cel îndreptățește pe Dumnezeu să ofere mântuirea când nelegiuirea este dovedită și ar trebui să vină pedeapsa? Nu cumva aceeași miel pascal, aceeași cruce? Cu alte cuvinte, dacă așez peste textul acesta, Isaia capitolul 53 sau 63, avem răspunsul. Observați, în toată Scriptura, fără lege, înseamnă prin împlinirea ei și nu prin eludarea ei sau suspendarea ei. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Și versetul 25 din Roman 3 continuă. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte, și așa adăuga eu, mai dinainte de întemeierea lumii, ca să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea sau dreptatea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele în vremea dinainte, în vremea îndelungei Lui răbdări, pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit sau drept și totuși să socotească drept sau neprihăniți pe cei care cred în Iisus Hristos. Observați, Dumnezeu doar prin împlinirea legii ne poate mântui, nu prin suspendarea legii. Iar capitolul 4, versetul 25 din Roman spune: Hristos Iisus, Domnul nostru, a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina faptului că am fost socotiți neprihăniți. Observați, textul acesta vorbește despre moartea Lui, învierea Lui și neprihănirea noastră. Păcatele noastre L-au dus pe El pe cruce. Învierea Lui este dovada faptului că jertfa a fost primită și noi suntem socotiți neprihăniți. Dar vă întreb, nu cumva înaintea Duminicii Învierii vine Vinerea Mare? Cu alte cuvinte, în Vinerea Mare, Domnul Iisus Hristos a împlinit ceea ce a spus El în predica de pe munte, Matei capitolul 5, versetele 17 și 18. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii? Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o frântură sau o iotă din lege, o iotă sau o frântură din lege, fără ca să se fi împlinit toate lucrurile. Fără ca să fi împlinit toate lucrurile. Iar Roman, capitolul 10, versetul 4 spune: căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El, sfârșitul sau împlinirea, telosul legii, ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Un adevăr pe care nu trebuie să-l trecem cu vederea: un Dumnezeu drept nu poate oferi neprihănirea și deci mântuirea decât prin judecată și dreptate. Un Dumnezeu drept nu poate oferi neprihănirea, compatibilitatea cu sfințenia Lui decât prin judecată și dreptate. Fără lege, pentru mine, pentru că altul a împlinit-o în locul meu. Observați, fără lege îmi oferă Dumnezeu, nu pe meritele mele, pe meritele Fiului Său, pentru că altul a împlinit legea în locul meu și în locul tău. Cu alte cuvinte, prin credință noi întărim legea în dreptul lui Dumnezeu, pentru că recunoaștem faptul că în Hristos Iisus dreptatea lui Dumnezeu este apărată. S-a isprăvit, a spus Domnul Iisus pe cruce. Dar cum întărim legea în dreptul nostru? Cu alte cuvinte, ce înseamnă să întărești legea în dreptul tău? A întări legea în dreptul nostru înseamnă a zidi în noi convingerea fermă că în relația cu Dumnezeu pot trăi doar în ascultare de El. În relația cu Dumnezeu pot trăi doar în ascultare de El. Nu, relația cu Dumnezeu este posibilă doar în spațiul ascultării de Dumnezeu, și în Vechiul și în Noul Testament. Observați, credința aduce neprihănirea. Prin credință Dumnezeu ne oferă neprihănirea, dar neprihănirea aceasta sau starea după voia lui Dumnezeu aduce prezența Duhului Sfânt în noi,
pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Credință, neprihănire, ascultare de lege. Și aici vine elementul important în această dimineață. Care lege? Aici e confuzia imensă în jurul nostru, dragii mei, pentru că oamenii nu știu să tragă granița între una și cealaltă. Care lege? Ați văzut de multe ori imaginea de pe ecran în fața dumneavoastră. Observați, Biblia vorbește despre două legăminte și două legi. De aceea am pus întrebarea, care lege? Există o lege a Vechiului Testament și există o lege a Noului Testament. Eu unde sunt? În care din legăminte trăiesc? Sub jurisdicția căror porunci trebuie să mă așez și pe care trebuie să le împlinesc? Dați-mi voie să las Scriptura să facă lumină în lucrul acesta. Evrei, și de ce am ales cartea Evrei? Pentru că odată ce la sfârșitul acestor zile citea David sau cita din primul capitol, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, oamenii s-au dezmeticit și foarte mulți evrei s-au întors la Domnul Iisus Hristos. Au lăsat pe Moise și au venit la Iisus Hristos, dar au venit prigonirile peste ei, li s-au răpit averile, au început să fie aruncați în temniță. Și unii mai deștepți au zis, măi fraților, de ce să suferim pe degeaba? Nu-i Moise slujitorul lui Dumnezeu? Nu Moise de la Dumnezeu a primit legea pe muntele Sinai? Ce-i rău cu toată povestea asta? Hai să lăsăm pe acest Iisus și să ne întoarcem înapoi la Moise. Și Dumnezeu îl îndeamnă pe autorul Evreilor, dacă este Pavel, vă las pe dumneavoastră să vedeți cine e autorul, că este disputat. Dacă nu este unul mai bun decât el, să le scrie această epistolă. Și ascultați versetul 7 din capitolul 8. În adevăr, dacă legământul dintâi, observați, este un legământ dintâi și un nou legământ. Dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, fără probleme, n-ar fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Primul are o problemă și de aceea trebuie înlocuit. Când înlocuiești ceva, iei un lucru, îl muți și îl înlocuiești cu altul, da? N-ar fi trebuit să fie înlocuit cu un al doilea. Și versetul 18 continuă. Astfel, pe de-o parte, se desfințează o poruncă mai dinainte, da? Se desfințează o poruncă mai dinainte din pricina neputinței și zădărniciei ei, căci legea n-a făcut nimic desăvârșit. Desăvârșit în evrei înseamnă compatibil cu cerul, bun să stai în prezența lui Dumnezeu. Legea n-a făcut nimic desăvârșit și se pune în loc o nădejde mai bună prin care să intrăm în prezența lui Dumnezeu, să ne apropiem de Dumnezeu, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin ruperea trupului său, pe celălalt munte, pe muntele Golgota. Dar notați, vă rog, afirmațiile. Ceva se desfințează ca să fie înlocuit cu altceva. A desfința înseamnă a pune complet deoparte, a face nerelevant și nevalabil, da? Înlocuit cu altceva. Întrebarea este, ce se desfințează? Dacă mergi la școală și te învață teologia, îți vor spune că toate poruncile cele 613 din Vechiul Testament pot fi grupate în trei secțiuni. Legea morală, legea ceremonială și legea civilă. Și acum stau în fața legii celor 613 porunci aranjate în felul acesta și mă întreb, ce se desfințează? Ce se desfințează? Legea morală, legea ceremonială sau legea civilă? Dragii mei, nimeni n-are probleme să spună, se desfințează legea ceremonială, pentru că sângele lui Iisus Hristos înlocuiește toate jertfele. Amin. Așa este. Și nu avem probleme să spunem nici că se desfințează legea civilă, pentru că noi nu suntem biserica, un stat în mijlocul altor popoare, ci noi suntem împrăștiați printre popoare. Și legea civilă a țării în care trăim, guvernează și viața noastră. Deci am putut elimina ultimele două secțiuni. Ce se întâmplă cu decalogul, cu cele 10 porunci, legea morală a lui Dumnezeu? Dați-mi voie să recitesc textul și fiți atenți la el. În adevăr, dacă legământul dintâi, și întrebarea mea este ce intră în legământul dintâi, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Și versetul 8 continuă, căci ca o mustrare, zice Domnul lui Israel, iată vin zile
zice Domnul, când voi face cu casa lui Iuda, cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un nou legământ. Versetul 9. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor atunci când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor atunci când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Dragii mei, nu ne trebuie multă înțelepciune să vedem exact unde ne aduce autorul epistolei către evrei. În capitolul 19, în jos, acolo unde ne aflăm cu textul din ziua de astăzi. Acum ați văzut ce am făcut Egiptului, cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Și poporul a răspuns, vom face tot ce a zis Domnul. Acceptăm condițiile lui. Dați-mi voie să aduc încheierea legământului și celebrarea legământului în discuție. Ce se întâmplă în capitolul 24? Moise scrie legea Domnului într-o carte, apoi citește legea în fața întregului popor, așteptând răspunsul din partea poporului. Ia sângele jertfelor, stropește poporul, stropește cartea legii cu sângele legământului. După care bătrânii lui Israel sunt invitați pe munte și văd poalele hainei Domnului ceva străveziu și în prezența Domnului au ospățul nunții sau celebrarea legământului, fără ca Domnul să le facă ceva. Toate acestea le citim în capitolul 24, versetul 7. Moise a luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului și poporul a zis, vom face tot ce a zis Domnul. Moise a luat sângele și a stropit poporul. Iată sângele legământului pe care îl face Domnul cu voi în baza tuturor acestor cuvinte. Ce conține legământul din tâi? Toate aceste cuvinte. Care e primul dintre ele? Prima poruncă din Decalog, cu toate detalierile care urmează până la sfârșitul capitolului 23. Cu alte cuvinte, legământul, dacă iau capitolul 20 la 24, spațiul legii din cartea Exod, conține cele 10 porunci și detalierea lor în ceea ce urmează. Dar dați-mi voie să vă duc mai departe un pic, că dacă Biblia îmi spune de 5 ori un lucru, ar trebui să-l cred, nu-i așa? Și dacă mă duc în capitolul 31, Moise-i pe munte să primească tablele legii și să primească planurile cortului de la Dumnezeu și între timp în vale fac un vițel de aur. Cu alte cuvinte, calcă! Să n-ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit. Calcă porunca lui Dumnezeu, rup legământul. Moise intervine între Dumnezeu și popor și Dumnezeu, dragii mei, se răzgândește într-un fel și nu-i omoară. Și în dialogul acesta lui Moise cu Dumnezeu, el joacă rolul mijlocitorului, rolul lui Hristos. Moise a urcat din nou cu două table pe care le-a, pentru primele le-a spart, cu două table ca să le scrie din nou, Dumnezeu a urcat pe munte. Și 40 de zile, 40 de nopți, n-a mâncat pâine deloc și n-a băut apă deloc. Și urmează textul pe care l-aveți și pe ecran. Și Domnul a scris pe table cuvintele legământului. Ce scrie mai departe? Că vedeți mai bine ca mine. Cele 10 porunci. Deci, ce-i legământul? Cele 10 porunci. Da? Legământul este decalogul, într-un fel. Cele 10 porunci. Sau dacă mut în Deuteronom, capitolul 4, versetul 13, suntem în câmpia Moabului. Iată legământul pe care a porcit Domnul să-l păziți. Cele 10 porunci, da? Pe care le-a dat el lui Israel. Da? Cele 10 porunci sunt legământul. S-au venit mult mai târziu, după David, pe vremea lui Solomon, când el zidește templu. Și când templul este terminat, chivotul este dus în Sfânta Sfintelor. Și versetul 11 din 2 Cronici, dragii mei, versetul 11 spune, a așezat în ea, în camera din spate, adică în Sfânta Sfintelor, a așezat în ea legământul
Domnului, legea pe care a dat-o Domnul. Orice era un chivot, tablele legii erau un chivot, alături de blidul cu mană și toiagul lui Aron, care, cu alte cuvinte, toate textele astea îmi spun un singur lucru. Legământul din tâi este, în primul rând, cele 10 porunci. Și atunci când cele 10 porunci sunt desființate și înlocuite cu altele, dragii mei, nu uitați, ăsta este primul lucru care trebuie pus deoparte, decalogul, în întregul lui, în întregul lui. Vor veni oameni la voi și vor întreba, crezi în valabilitatea legii morale, decalog? Da, cred. De ce nu ții porunca patra? Și gata, de acolo ești prins și ești tras cu mulineta în cetișor. Dacă n-ai înțeles relația dintre legăminte, dragii mei, de aici încolo, lucrurile sunt extrem de lunecoase. Când spune textul din Evrei, se desfințează și se înlocuiește, se desfințează legământul din tâi ca să fie înlocuit cu un al doilea, mai întâi se desfințează decalogul. Dar ce cuprinde noul legământ cu care se înlocuiește vechiul legământ? Priviți imaginea din fața dumneavoastră. Când Moise este pe munte, lui se arată ceva. Imaginați-l pe Dumnezeu ca fiind un uriaș reflector, iertați-mi. Scriptura spune că Dumnezeu este lumină. Dar în veșnicia trecută, fiul său a dezbrăcat slava lui și a zis, iată, mă trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine. Și acum imaginați-vă lumina lui Dumnezeu căzând pe fiul său, care părea un miel junghiat. Umbra pe care trupul a aruncat-o pe pământ este vechiul legământ. O, dar vechiul legământ, cu tot ce ține de el, în primul rând cu decalogul, este doar umbra, spune Scriptura. Trupul care a aruncat umbra este Hristos. Cu alte cuvinte, când privesc cele două legăminte pe care amândouă Dumnezeu le-a hotărât, pot să văd paralela dintre ele. Ce cuprinde legământul din tâi? Cuprinde legea, apoi sărbătorile, toate. Și cele săptămânale și cele anuale și cele la 7 ani și de 7 ori 7 ani. Era un templu sau un cort al întâlnirii în pustie, era un mare preot și jertfe. Observați, toate acestea sunt cuprinse în legământul din tâi. Ce cuprinde noul legământ? Aceleași lucruri, doar complex schimbate, dragii mei. Cuprinde legea lui Hristos. Cuprinde un templu de pietre vii, nu un templu de pietre. Clădirea asta, dragii mei, nu-i biserica, noi suntem biserica, noi suntem templul lui Dumnezeu. Cuprinde un mare preot, dar nu ca Aron, ci după rânduiala lui Melchisedec. Cuprinde o jertfă, dar nu de viței și de țap, ci jertfa întrupatului Fiul lui Dumnezeu. Și cuprinde o singură sărbătoare poruncită, lângă care vom sta după masă. Celebrarea comunitară a morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Observați, există corespondențe între legăminte, dar există și diferențe majore. Întrebarea mea este, în care dintre cele două legăminte îmi trăiesc viața? În Galateni, capitolul 3, Pavel spune, dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, neprihănirea ar veni din lege. Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru că a scris totul sub păcat, pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred în Hristos Iisus, să vină prin credință. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, în așteptarea descoperirii credinței. Astfel, Hristos, dragii mei, cel care trebuia să vină, a fost doar prezentat de lege. Legea a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Și versetul 25 îl putem citi cu voce tare împreună cu toții. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Observați, legea cu tot ce ține legământul din tâi a fost gândit de Dumnezeu doar ca să te aducă la Hristos. Dar după ce ai ajuns la Hristos să faci ce face biserica evreilor, să te întorci înapoi la lege? Înseamnă să cazi din har, să te desparți de Hristos. Cu alte cuvinte, acum putem trage peste legământul din tâi cu tot ce ține de el. Toate poruncile, inclusiv cele 10 porunci, sărbători, mare preot, jertfă, templu, toate, dragii mei. Pentru că Dumnezeu a creat un nou cadru. M-aș opri să fac o precizare.
Legământul este un cadru legal pe care Dumnezeu îl creează ca un om păcătos să se poată apropia de el. În Vechiul Testament, legământul dintâi a fost valabil și suficient. Nici Hristos n-a putut îmbunătăți nimic la el. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar fi mare preot, spune capitolul 8, versetul 1. Sunt destui mai preoți. Îi suficient ce le-a dat Dumnezeu în Vechiul Legământ. Dar Hristos, care a aruncat umbra pe pământ, acum a venit el ca trup care a aruncat umbra. Și Dumnezeu a creonat un nou cadru, o nădejde mai bună prin care să ne apropiem de Dumnezeu. Ce găsim în acest cadru? Găsim legi, templu, mare preot, jertfe, sărbători. Tot găsim acolo. Dar altele. Dragii mei, Dumnezeu a luat din cele 10 porunci și a reiterat în nou legământ 9 dintre ele. Nicăieri nu găsiți porunca păzirii sabatului, de pildă. Și de aceea este important să înțeleg ce se desfințează și cu ce se înlocuiește. Acum, dacă ne plac poruncile, sunt 613 vechiul, în noul sunt peste 1200 de imperative. Cu alte cuvinte, și în vechiul și în noul, ascultarea este cheia relației și a preoției cu Dumnezeu. Și versetul 26 spune, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Toți câți ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Și dați-mi voie să citesc din Coloseni, capitolul 2, versetul 11. În el ați fost tăiați împrejur, observați, și noi avem o tăiere împrejur, ați fost tăiat împrejur, dar nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor a firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu el, prin botez și înviați în el și împreună cu el, prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Cu alte cuvinte, în noul legământ există o altă lege, legea lui Hristos, există un alt fel de tăiere împrejur și noi suntem un alt fel de popor. Noi suntem biserica întâilor născuți, scriși în ceruri, în baza sângelui mielului pascal, puși deoparte pentru Dumnezeu, ca să reprezentăm pe El. Dar avem aceeași obligație să trăim în ascultare de Dumnezeu, ca cei din Vechiul Legământ. Dragii mei, dacă am înțeles că legământul dintâi este neputincios și zadarnic și a trebuit înlocuit cu unul mai bun, pentru aceia dintre noi, că suntem ispitiți să împrumutăm din Vechiul Legământ lucruri. În Galateni au vrut să împrumute tăierea împrejur, fără să știe că legământul este un sistem integrat. Nu se vinde pe piese de schimb, dragii mei. Nu poți lua din el ce-ți place. Ori îl iei tot, ori îl lași tot. Și asta este tragedia zilelor noastre. Cei care se întorc în Vechiul Legământ iau ce pot și ce le convine, dar pe departe nu iau tot ce trebuie. Ascultați ce spune Pavel celor care au această ispită de a se întoarce în Vechiul Legământ sub poruncile de acolo. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iară sub jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Ori aici, ori acolo. Trebuie să alegi între cele două legăminte. Și mărturisesc încă o dată, iarăși, oricărui om care primește tăierea împrejur că este dator să împlinească toată legea. Și ascultați versetul 4. Nu l-am scris eu. Voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. Și ați căzut din har. Cu alte cuvinte, trebuie să alegi. Dați-mi voi să trag concluziile. În toată discuția noastră, ceea ce vreau să reținem este că exact ca Israel la muntele Sinai. Și noi suntem chemați la o relație cu Dumnezeu și la a preoții pentru El, la o mărturie pentru Dumnezeu. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt pe care Dumnezeu l-a câștigat. Cum l-a câștigat? Plătindu-ne cu sângele Fiului Său, ca să fie al Lui, doar al Lui, nu și al altora. Fără inimă împărțită, dragii mei, ca să fie a Lui și ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Ca să vestești puterile lui Dumnezeu, trebuie să le trăiești tu mai întâi. Trebuie să fii fost tu izbăvit din robia păcatului. Trebuie să poți ridica ochii și să poți cânta, așa cum am auzit din cântările din această dimineață. Să poți cânta cu bucurie lui Dumnezeu. Să poți striga, Haleluia!
Priviți încă o dată imaginea. Și noi avem același Dumnezeu, unic, personal și nevăzut. Și de aceea nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Și vreau să vă spun, în majoritatea cazurilor, stăpânul celălalt, numit mamona, banii, bunăstarea materială a lumii acesteia, este cea care ne fură veșnicia. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, pentru că Dumnezeul nostru este unic și vei o relație unică cu El. Este un Dumnezeu gelos. În al doilea rând, este un Dumnezeu personal. Când ți-a vorbit ultima dată și când i-ai vorbit ultima dată? Cum arată relația ta personală cu acest Dumnezeu? Și apoi, de ce crezi că nu te-a luat în cer după ce te-a mântuit? Pentru că are nevoie de tine. Tată, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cer rău. Și în felul acesta, Dumnezeu ne cheamă la mărturie, să-L învederăm pe nevăzutul, pe nevăzutul Dumnezeu. Nu uitați, ca să fim ai Lui și ca să vestim puterile minunate a Celui ce ne-a chemat de la întuneric la lumina sa minunată. Dar în ambele legăminte, ascultarea este cheia relației și a preoției. Știți ce facem noi în zilele noastre? Ce a făcut și Israel? O mică rocadă în Exod. Luăm legea, care pretinde ascultare, și o mutăm în locul cortului, în afara legământului. Și luăm cortul sau luăm ritualurile religioase și le mutăm în locul legii. Și avem impresia că îl putem îmbuna pe Dumnezeu prin ritualurile noastre, prin banii puși în perș, prin felul în care cântăm la închinare sau prin felul în care... Nu, dragii mei, în relația cu Dumnezeu, ascultarea este obligatorie și pentru noi ca pentru ei. Și acum ascultați porunca împăratului. În camera de sus, înainte de a merge la cruce, vă dau o poruncă nouă. Citiți cu mine. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Și Pavel spune în capitolul 5 din Galateni, în versetul 14, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar asta o poate face doar iubirea de Dumnezeu în noi și prin noi. Doamne ajută! Amin! Amin!